emoții? Am emoții, să știi. Prima dată când filmez o cafea, merge? Iară merge. Tăte merg. Păcat că nu puteți să-i vedeți pe cei aproximativ 2800-3000 de oameni care sunt în public. Da, cafea. Deci m-am scăpat de luna lui cuptor și am intrat în luna lui dogoritor. Nu mai putem să numim luna iulie cuptor. Ați văzut ce a fost în iunie? Extraordinar. Sănătate. Bună dimineața și un șpriț, un pahar de vinus să ne treacă greața. Vinul. Da? Sângele Domnului. Extraordinar. Trebuie să avem un pic de grijă, că și luna asta se anunță calamități, vifore, vijelii, țancă, uragane și alte chestii. Deci grijă să ne conservăm. Mai nou ați văzut că la Roaler nu-ți mai vine ursul în SMS, îți vine uraganul. Domnul Raid Arafat a trecut de la vaccin, de la microbii, de la virus, a trecut la uragan. Cum să ne adăpostim de uragan? Sub un pom mâncați aș, da? Grijă mare, căldură. Că mai sunteți? Ați plecat, așa-i? În vacanțe, în concedii. S-a făcut un studiu, 32% dintre români, 32% vor să plece în străinătate ca să-și facă concediu. Restul de 68% sunt deja afară, salutăm diaspora! Na. Și acum ai o poveste, unde te duci? De obicei că... Mai râdeți din când în când. Bună asta, da? De obicei când plecai în vacanța de vară, nu? Cum era organizarea? Luam harta pe vremuri, luam ghidul ONT, OJT, OJ precoce, luam Facebook-ul, luam Google-ul. Practic căutam destinația ția ca să, nu? Să știm acolo, e hotelul, pac, avem plajă, avem și copii, ei au tobogane, au piscine, au all-inclusiv, ultra-all-inclusiv. Dar așa se făcea când pleca românul în vacanța de vară. Acum, ce căutăm? Statistică. Ei în ce zonă? Verde sau turcoaz? Câți sunt vaccinați? Ce se mai poartă pe acolo? Mască sau fără mască, da? Alte griji. Ce luam cu noi în bagaje? Chiloți, bikini, costume de baie, creme de protecție solară. Acum ce luăm? Mască, gel dezinfectant. Ba mai am văzut pe unii care și-au cumpărat să-și ducă în cameră de hotel aparat de ăla care dezintoxică, dezinfectează și așa, nu vedeți? Cum s-a schimbat paradigma. Doamne ajută, cafea nu mai, dar someone mi-a dat o cafea pe Buy Me a Coffee și mulțumesc. Un șprițuc de vară. Așa. După putere. Asta zic și eu. Dar de ce Dumnezeu să te duci în străinătate în vacanța de vară? Nu ne-o dat Dumnezeu de toate în țara asta? Munte, mare, deal. Mai zis, delta. Avem și delta, avem nu? Avem munte, delta. Avem tot ce ne trebuie. Păcat că suntem locuiți. Vorba bancului, da? De ce nu luăm trenul, mașină mică și să mergem cu el la mare? Că uite, de exemplu, din Arad până în Mangalia faci numai 24 de ore cu trenul. Arad-Mangalia, 24 de ore, da? Deci o zi pe drum, o zi îți revii. Încă o zi pe drum la întoarcere, o zi îți revii. Mai rămân 3 zile din... Dar să se facă și în gări, campinguri, să se facă în gări spa-uri, ceva, să te odihnești, nu? Că practic gara a devenit un fel de city break. 24 de ore, îți dai seama. Deci, la început, când au plecat din Arad, au fost controlați de un naș, când au ajuns în Mangalia, nepoții nașului i-au controlat pe aia de pe tren. Vă dați seama? Bă, 24 de ore, las-o încolo, mă. Dar mă întreb, ce caută arădenii, ce caută la mare? Că au strand. Noi n-avem nimic la Cluj-Napoca, noi avem blocuri. Blocuri și se pare că vom avea și sens giratoriu, da? Deci, e ceva. Serios, am fost cu un spectacol la Arad, cald, caniculă, 40 de grade, dar era strand, verdeață, frumos, lume relaxată, bravo, bravo arădenilor, se poate, bineînțeles, aici în Cluj ce avem, blocuri și nervi în trafic. Oradea, ce să mai zic, are Nimfea, da? Deci Oradea, în Oradea se poate, în Arad se poate, în Cluj, la Poca, căcat, nu se poate. Și a propus domnul Edil Șef, nu-i mai dăm numele că știți, să facă cea mai mare saună din Europa de Sud-Est. Aici, în Cluj-Napoca. Stăm în trafic. Dintr-un colț. Ce dintr-un colț? Dintr-o parte mică în altă parte apropiată a orașului facem ore în șir și stăm în mașină și transpirăm. Ne mai răcorim, că le mai băgăm noi organele în celelalte organe și mai bem câte un... Băi, am văzut reclama asta la ursul. Ați văzut o nouă reclamă la ursul. Zice, întreabă ursul din tine. Dar ce noi avem animale în noi?
ce urmează asta? Descoperă râma din pantalon pe căldurile astea. Era, nu că era reclama aia la Lion. Descoperă leul din tine. Oare la ciocolata cu rom ce trebuie să descoperi? Dar... Nu, serios, cum să bei ursus? A apărut ursus, bea ursus. Ursul cireșar, mă. Ursul cireșar. Nu, păi de ce nu fac o bere cinste și așa și ursusul? Clujan, autentic, mă. În urmă cu 140 de ani s-a lansat, nu, berea. Acum au dus-o la Ploiești și au cumpărat-o japonezii. Și noi clujenii că suntem proști de 140 de ani, bem ursus, că e gianus. Ursus cireșar. Dar, păi, bă, scrieți, mă, faceți o doză sau ceva. Ursusul tomberonar. Că dacă bei cole, nu-i ajungi, nu te urci în cireș. Câți dintre voi când îți bea să urcă în cireș? Poate aia care îl confundă cu un corcoduș. Doamne ajută-vă. No, hai că dacă... Nu-i bine să pui paharul jos dacă ai închinat. Știți asta, nu? Corect. Corect. Adevărat? Asta așa, numai ca să ne mai schimbăm pH-ul. Dar rusul suprem, becali. Ce-a zis becali? Păi zice becali, eu, de ce s-așa sănătos? Că eu dacă nu tai eu animalul cu mâna mea, eu nu-l mănânc. Nu, no, noroc că becali mănâncă numai găini, viței și miei. Dacă ar mânca cerbi, dacă ar mânca crocodili... Îți dai seama că sunt unele zone pe planetă unde se mănâncă numai ștruți, înțelegi? Iar da ștruțul la becali în cap. Și mai mănâncă o de fazan. Păi nu, dacă tot el le face. Simona Halep, vorbeam și săptămâna trecută despre ea, s-a retras, cum ar zice Siriac, și de la Wimbledon. S-a retras. O doare gamba. O doare de noi în rachetă, mă. Asta de când s-o logodit cu Iuruc, care face un ciubuc. Nu mai interesează. Știți cum îți, domnișoarele, mai ales și ea, la 29 de ani, un tic, un tic, sună tic-tic, ceasul biologic. Adevărat? Se știe. Fără număr. Și atunci aia ce-o zice, zice, lasă-l dracului de Wimbledon, că mai am o salatieră de acolo, mai am o tavă, 2 milioane în plus, în minus, nu contează, dar acum hai să fac eu nunta, l-am păcălit pe ăsta, așa și ăsta, două nunți o mai făcut și zice că numai la tria te prins cât e de bine, hala, și să nu mă accidentez la picioare, că arăt prost la valsul miresei, a? Și pregătiri de alea, tema nunții, victoriană, lavandă, caută o wedding planner, nu mai găsești un ceteraș bun, dar totuși dacă face logodna la Constanța, cuplul Origen și Diana acolo vor fi. Amândoi cetierași, amândoi frumoși, au și versurile și vorbele în gură. Mai zic până aici 50 de euro, mai zic? Bine! Vă mulțumesc și eu. Aveți grijă de corpurile voastre, hidratați-vă, e vineri. Am intrat în luna iulie. Celor care sunt în vacanță, relaxare. Celor care sunt la muncă și sunt bugetari, relaxare. Și celor care încă mai muncesc în România, să vă uitați la clipul ăsta numai duminică seara, că astăzi e zi de muncă. Sănătate multă! Doamne ajută! Dați și câte o cafea pe Buy Me a Coffee, că de cafeaua aia îmi cumpăr suc de culoare roșie.